Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Iubiți credincioși, în cei 22 de ani trecuți de preoție, v-am vorbit de foarte multe ori despre scăldătoarea Vitezda. Pericopa aceasta este însă atât de tulburător, marcantă pentru viața unui preot, încât pot să vă spun că azi noapte, neavând prea multe de făcut, nenumărând stelele, am început să îmi fac o introspecție vis-a-vis de faptul că această Evanghelie, pericopa de astăzi, fiind pericopa care se citește la sfințirea casei, ispitit fiind de gândul să aflu și eu cam prin câte case am trecut și de câte ori am zis această Evanghelie, vreau să nu zmintesc pe nimeni, dar am depășit 60.000 de slujbe. Pentru cei care vor să afle cum am stabilit numărul acesta, le stau la dispoziție. Dar din aceste peste 60.000 de slujbe, să știți că pot să dau mărturie că n-am uitat niciuna. Pentru că fiecare casă în care am venit, poate de foarte multe ori în aceeași casă, nu a primit aceeași slujbă ca cea anterioară. În fiecare casă în care am rostit această Evanghelie, cu siguranță că s-au tulburat apele. S-au tulburat apele într-o logică nu neapărat omenească. M-au chemat oamenii în casele lor ca să se rezolve anumite lucruri dintr-un anumit punct de vedere după anumite protocoale și n-a fost așa. De multe ori am avut curajul nu să îi înfrunt, ci să îi avertizez că Dumnezeu alege. Unii probabil că s-au îndoit, alții m-or fi crezut nebun. Cert este că niciodată după ce am plecat de la o sfeștanie n-au rămas lucrurile așa cum le-am găsit eu. Chiar dacă au constatat cei beneficiarii, cei cărora le-am făcut această slujbă, că nu s-au întâmplat lucrurile chiar așa cum ar fi vrut ei, pe termen lung au constatat că a fost mai bine cum s-a întâmplat. Iubiți credincioși, pericopa aceasta a slăbănugului de la Vitezda este una foarte importantă și din care învățăm foarte multe lucruri. Mântuitorul ne spune prin gura Sfântului Evanghelist Ioan că într-una din zile a venit Iisus în Ierusalim și a venit la scăldătoarea Vitezda, care avea 5 pridvoare. În acestea zăceau mulțime multe de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Până aici este rânduiala pericopei de la sfințirea apei și de la sfințirea casei, după care se prezintă pentru citirea în biserică în duminica a patra după Paști, se continuă cu un caz particular. Și mie mi-a dat de înțeles lucrul acesta, că s-a întrerupt Evanghelia aici, unde am întrerupt-o și eu acum, tocmai pentru a ne da seama că restul urmează în casa omului, că preotul este trimis să tulbure apa în casa omului. Și continuă la Vitezda, unde de data aceasta făcea sfeștanii Mântuitorul, în cetatea Ierusalimului, continuă că acolo era un om bolnav de 38 de ani, adică nu că avea 38 de ani, era bolnav de atâta vreme. Și pe care, văzându-l Mântuitorul și știind, spune Sfântul Evanghelist Ioan, care dă mărturie, știind că este încă de atâta vreme neputincios, s-a dus la el și l-a întrebat: voiești să te faci sănătos? O să spuneți ce întrebare nesănătoasă. Este o întrebare divină.
Pe noi ne întreabă întotdeauna Dumnezeu dacă vrem să ne facem sănătoși și, culmea, răspundem asemeni celui întrebat acum 2000 de ani. Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Oricine dintre noi, dacă am avea atâta putere să vindecăm pe cineva și am adresa întrebarea pe care Mântuitorul a adresat-o, ar fi atât de fioros, nu de mâhnit, încât să-l întrebe. Adică omenește era să, băi omule, dar asta te-am întrebat eu, dacă ai om sau n-ai om, eu te-am întrebat dacă vrei să fii sănătos. Nu. Mântuitorul nu i-a mai spus nimic. I-a răspuns numai. Ridică-te, ia sfatul tău și mergi la casa ta. Lucru care s-a și întâmplat și a plecat. După care, ca în orice societate, apare procedura. Procedura. Bă, tată, era sâmbătă. N-ai voie să-ți iei patul. Și, bineînțeles că au pornit așa cum pornește, să vă actualizez puțin, vă dau și din casă. Pornește poliția TBC după el să vadă pe cine contaminează. Și l-au ajuns din urmă. Păi vină încoace, păi e sâmbătă, nu ți se îngăduie să îți iei patul. Și atunci e foarte sincer, i-a zis, dar cel care m-a vindecat mi-a zis să-mi ia patul. Cine e acela? Adică nu ești tu vinovat, dar noi trebuie să plecăm aici la Sinediu și să dăm socoteală. Cine e vinovat? Și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, n-a știut bietul slăbănog cine l-a vindecat, pentru că Iisus se deduse puțin mai la o parte. Vă imaginați, ca să vă dau o imagine mai exactă, cam cum ar deveni un eveniment în care nu bântuie neapărat brațul legii, ci bântuie presa. E și cineva care simte că pericolul presei e mai mare decât pericolul brațului legii, se dă puțin la o parte așa. Adică să treacă imaginea lui pe lângă el. Dându-se la o parte, a zis, nu știu. Dar după câteva zile, zice Sfântul Evanghelist Ioan, l-a întâlnit Mântuitorul pe slăbănoc și i-a zis, iată, de acum te-ai făcut sănătos. Ai grijă să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Cu toții ne întrebăm la ce etapă a păcătuirii s-a referit Mântuitorul. Este clar că putem să ne gândim, dacă nu ni se dau detalii clare, fiecare poate să-și găsească, să tragă jarpă turtalui, cum ar deveni. Putem să ne gândim că cei 38 de ani erau niște ani de pocăință pe care Dumnezeu i-a îngăduit ca neputință să spele niște păcate omul acela, dar putem să ne gândim și la păcatul de a da vina pe celălalt, de a da vina pe binefăcătorul tău. Și anume, poate că Mântuitorul, și nu este exclus lucrul acesta, s-a referit fix la faptul că doar ce dăduse o mărturie celor care l-au întrebat de ce ții patul să mergi, dăduse mărturie că nu e vina mea, nu eu, Doamne, mai știm noi pe cineva, pe Adam, că nu e, Doamne, femeia pe care Tu mi-ai dat-o, aceea mi-a dat să mănânc din pomul din care ai zis să nu mâncăm. Și a zis, dar n-am păcătuit, n-am greșit eu, cel care m-a vindecat, acela a zis, ia spatul și umblă, și de-aia am încălcat legea voastră. Trebuie să tragem niște concluzii de aici. Și anume, atunci când primim de la Dumnezeu o luminare, primim o vindecare, ce facem dacă acea luminare intră în contradicție cu întunericul societății? Trebuie să ne asumăm negreșit. Și anume, atunci când Dumnezeu ne vindecă de tăcere și ne dă să spunem anumite lucruri, să reparăm anumite lucruri, nu trebuie să dăm vina pe Dumnezeu că El ne-a poruncit să luăm patul și să umblăm, să încălcăm cine știe ce cutumă, ci să ne asumăm
că noi am încălcat-o, chiar și cu bună știință, pentru că avem de transmis un mesaj. Dar, iubiți credincioși, mesajul zilei de astăzi este acela de a căuta în casele noastre când vine tulburarea apei, când Dumnezeu este lăsat să intre în casa noastră. Și o să spuneți, dar nu-L lăsăm noi pe Dumnezeu? Sigur că nu-L lăsăm. Cunosc în ultima vreme foarte mulți părinți care nu își ascultă copiii. Și o să vă dați coate, așa că iar a început popa să o ia arătură. Îmi asum lucrul acesta. Un părinte care nu își ascultă copilul și spune că știe el mai bine ce trebuie să facă, este un părinte care încalcă și el o poruncă. A asculta de copilul tău nu înseamnă așa să-ți dea porunci directe copilul, fă-o pe aia sau fă-o pe aici cealaltă. Nu. A asculta copilul înseamnă ai asculta și lui părerea. Ai asculta și lui oful. E posibil ca acel copil pe care nu îl ascultăm să fie preocupat de un lucru ilegal, imoral, sau care să îngrașe, sau care să nu facă bine. Dar fără dialogul cu copilul, cum putem afla o cale de mijloc pe care să-l tragem și pe copil să facă lucrul acesta? Și la un moment dat ne pomenim la un dialog al surzilor, adică niște monologuri pe care părintele le ține în felul lui, copilul îl ține în felul lui și ce facem? Suntem două lumi separate. Începe un scandal la început, după care urmează o tăcere vinovată a părților, timp în care fiecare este convins că are dreptate. Și atunci, nu cumva, chiar acum, când e vreme de pace cu copiii noștri, încă mai avem momente în care nu-i ascultăm, nu le ascultăm păsul? Să știți că lucrurile acestea trebuie să ne intre foarte bine în urechi. Și anume, a asculta păsul unui copil este exact tulburarea apei în sensul bun de la scăldătoarea de Tesla. Este exact momentul acela în care se tulbură apele și afli părerea celuilalt. Fără a se tulbura apele, nu o să afli niciodată părerea celuilalt. Și atunci trebuie să-i pui cap la cap. Ia să vedem. Păi vreau cu tare. Păi nu se poate. Păi de ce nu se poate? Pentru că nu se poate, să zicem așa, că băiatul ăla e de o altă religie. Păi și ce se poate face? Că eu îl iubesc. Nu ai voie să iubești. E, aici, ce zicea Sfântul Ioan Evanghelistul, că e Dumnezeu și cine este? Dumnezeu este iubire. În momentul în care un părinte interzice iubirea în casa lui, l-a interzis pe Dumnezeu. Întrebați-vă acum, de ce nu mai intră Dumnezeu în acea casă? Și începe scandalul. Este foarte delicată problema. Este atât de delicată încât trebuie să fim foarte atenți cu ce înseamnă iubirea, cu ce înseamnă lucruri pe care noi le considerăm numai și numai teorie. Nu. Ele îl reprezintă pe Dumnezeu. Pacea cu copilul, că trebuie să găsim o soluție, nu se poate. Dar soluția nu este una de monolog. Adică eu ți-am zis, gata, termin-o cu ăsta. Nu e o soluție. Nu o soluție. Următorul pas, nu vă spun ce mai urmează, ca să nu dăm detalii mai departe. Exact cum zicea părintele Asenie, tată, da, nu e lușa, să folosești și ea. Dar iubirea este indispensabilă. Dacă nu-i vom iubi pe copii și nu le vom înțelege, inclusiv patimile și inclusiv greșelile, nu avem cum să-i avem aproape. Nu pot învăța de la noi ce înseamnă iubirea dacă noi nu iubim pe ei. Declarăm că iubim, declarăm că am făcut totul pentru ei și după noi ce o să rămână? Doar nu o să rămână altuia. Ție îți rămâne, tată. Păi ție, dacă mai e chef să mai folosești ce am pătat eu cu neiubirea, neiubindu-te nici pe tine, nici pe Dumnezeu. Nu credeți că nu credeți că cert pe cineva
Mă cert cu mine acum, dar dumneavoastră sunteți de față. Vreau să se tulbure apele în fiecare casă și de acum înainte să nu mai aveți liniște până când nu găsiți iubirea în casele dumneavoastră. Eu am găsit-o, slavă Domnului. Chiar m-a avertizat cineva, bine pregătit și bine intenționat, că mi-am educat fetele într-un fel în care el personal a avut emoții, cunoscându-mi foarte bine moda mea de am educat fetele prin libertate, am folosit principiul unic, dragostea, din care am dedus alt principiu, libertate și responsabilizare prin libertate. Și a spus, să știți că am avut emoții la un moment dat, dar acum nu mai am deloc în ce vă privește principiul educațional. Dar și emoțiile alea fac parte din ținerea în priză a acelei tulburări a apei. Dacă nu ți asumi să nu fii sigur pe nimic, nu meriți să stai lângă Dumnezeu. Atunci când nu ești sigur pe ceva, începe să se tulbure apa și poți să intri ca să te vindeci. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Când se tulbură apa și ce înseamnă tulburarea apei? Se spune că odată, într-un deșert, pe lângă o caravană, s-a aciuiat un pastor, dar a aflat foarte curând că cel care conducea caravana și era căpetenia era un ateu convins. Nu știu prea bine ce înseamnă ateu convins, dar mă rog. Săracul bietul pastor și-a declarat credința în Dumnezeu, chiar dacă omul acela i-a spus clar că el nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu și să-i spună dacă l-a văzut cineva ca să creadă și el în el. Și a zis, da, Dumnezeu există, dar nu l-a văzut nimeni. Bineînțeles că s-au ciorovăit, părintele și-a dat seama, s-a dat la o parte și a urmat o noapte în care au auzit foarte mare zarvă printre cămile și printre animale care erau pe acolo prin oaza lor. N-a văzut nimeni nimic, dar dimineață au constatat niște urme de leu, care le deduse așa ocolul. Și cercetând urmele, s-au găsit exact pastorul și cu căpetenia. Și a spus, uite, părinte, uite aici. Ce? Azi noapte a venit leu pe la noi. Păi, dar lumineția ta, l-a văzut cineva? Nu l-a văzut, dar uite urmele. A, zice, da, așa e și cu Dumnezeu. Dacă nu știi să vezi urmele lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că El n-a trecut prin curtea ta. Dacă nu știm să vedem urma lui Dumnezeu din familia noastră, că ne-a binecuvântat casa cu copii, că ne-a binecuvântat casa, că avem ce să dăm și altuia, asta este urma lui Dumnezeu. Chiar dacă nu l-ai văzut, că n-ai fost vrednic să-L vezi, dar dacă ai deschide ochii, l-ai și vedea pe Dumnezeu, aceste urme ale lui Dumnezeu înseamnă ceea ce lasă tulburarea apei astăzi la Vitezda. Și astăzi la Vitezda, culmea, nu este vindecat un om după tulburarea apei, ci este vindecat un om după tulburarea lui Hristos, care după ce l-a vindecat, a urmat și tulburarea apei, adică apelor. Au venit evreii și au spus că ceva nu e în regulă, nu s-a respectat protocolul. Asta era iar o tulburare a apei. Înseamnă că după acest episod, cu siguranță că s-a mai vindecat cineva. Aceia suntem noi, care trebuie să ne vindecăm astăzi, pentru că în casele noastre, cu siguranță că s-au tulburat apele spre bine, un înger al Domnului a venit și a tulburat, și acum trebuie să ne ducem fără să ne văietăm că nu avem om care să ne duce în scăldătoare, că să duce altul înaintea noastră. Nu, Dumnezeu astăzi ne arată că ne vindecă pe toți și că urmele tulburării apei sunt în fiecare dintre noi. Rămâne numai să le vedem. Eu vreau ca astăzi să plecăm acasă și în drumul nostru să cercetăm cu mare, mare atenție fiecare colțișor din sufletul nostru și din casa noastră, să vedem unde s-a tulburat ceva, să-i cercetăm copiii, să-i întrebăm, măi, dar voi ce părere aveți? Facem așa sau facem pe dincolo?
Chiar îmi aduc aminte de cineva care a adus o veste extraordinară copilului, care era clasa 7-a. Și zice, măi, uite, dacă trebuie să-ți spune și ție că negreșit o să afli și știi că în noi o să mai avem un copil. Tu ce părere ai? Ce, dacă era vorba de părere, mă întrebați înainte. Un răspuns de copil. Trebuie să știm că suntem datori să întrebăm pe copil chiar când îi facem bine. Pentru că binele pe care îl facem, îl facem cu mintea noastră, nu cu mintea lui. De ce să aibă copilul acela povara că i-am luat o casă undeva și trebuie să stea negreșit acolo, să-l legăm de glie? Bă, să-l întrebă, bă, tu vrei să stai în orașul cu tare? Vrei să rămâi în cu tare loc? Nu, noi ne apucăm, a, mi se pare nouă că așa e bine. Și ce facem? Bietul copil toată viața o să gândească, bă, da, copiii sunt sinceri, să zic, da, uite, tata a muncit, mama a muncit, zice, nu-mi bat joc de munca lor, rămân aici. Și ratează zborul spre o viață liberă din cauza cui? A unui lucru extraordinar pe care l-a făcut tata pentru tine, pentru tine, puiule. Și ce facem? Legăm de mâini și de picioare copiii noștri? Niciodată. Trebuie să fim atenți. Și așa cum am spus eu, unul personal, aș fi bucuros să aflu măcar de un caz că a găsit un răspuns la copilul său pentru o întrebare pe care el n-a avut curaj până astăzi să-i o adreseze. Tată, e bine ce facem noi cu tine? Și copilul va răspunde cu siguranță. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.